dimineața, sunt cu David. Maria deja e în avion. Suntem cu băieții de la Cruiser Aviation, facem azi o plimbare. Unde mergem? Ne-au chemat cu ei să mergem în Muntenegru. O să fim 7 avioane care mergem. O parte din oameni au venit de la Iași. Ne-am întâlnit cu ei aici la Streșnicu. O parte vin de la Cluj. O parte sunt de la Craiova. Ne întâlnim la Craiova toți, toată flota de 7 avioane. De acolo facem alimentare, facem vama și plecăm spre Serbia prima oară. Mergem în Belgrad, realimentăm și Muntenegru în Tivat. Fiecare o să meargă cu unul din băieții care fac acumulare. Eu o să merg cu Bogdan. Da, uite și pe Bogdan acolo. Bogdan, salut! Și o să merg cu Răzvan, nu? Salut, da. Așa. Noi pe Răzvan îl știm, l-am cunoscut la școală, la Tuzla. A, da? Da, așa eu că e de încredere. Oricum, îmi pare rău pentru Răzvan, o să fie cu David în avion. Nu o să fie nicio problemă, stai liniștit. David e ăla care spune, dă-i mai în stânga, mai în stânga, mai în dreapta, mai în dreapta. N-are ce să facă, pentru că e pe pilot automat. Aveți pilot automat? Da. A, așa, și cu ce zburăm astăzi? Zburăm cu un Pipistrel Virus, așa îi spune la avionul ăsta. Are niște feature-uri de care eu personal sunt impresionat. Deci are frână aerodinamică, lucrul ăsta îl vezi mai la planoare sau la avioanele mari. Mai are Vishka Bonanza, mai au și alte avioane, așa. Motor Rotax, 1.400 de cai, nu? 1.400 de cai cu iul roșu. Da, nu contează asta. Și eu zbor cu cruiserul ăsta din față. Uite cu ăsta roșu, ce frumos e. Care... roșu cu alb, cineva ține cu dinamo, probabil. Aparent e cel mai încet avion din flotă. Zboară cu vreo 99-100 de noduri. Nu e problemă, eu am făcut adică toată... am zburat prin Europa acolo cu 90 de noduri de mi-a venit. Așa, și acolo e Maria. Voiam să-l salutăm și pe Tudor, care e de la Cruiser Aviation. El face treaba asta, el din partea... Cruiser Aviation, yeah! Ce face cruiserul? Pe scurt. Cruiserul închiriază avioane oamenilor care vor să se plimbe cu avionul și au o licență în acest sens. La fel cum există rent-a-car, noi facem rent-a-plane. Deci ai nevoie de licență, vii la noi, primești un avion alimentat, asigurat, pregătit, verificat, cu mentenanță la zi, în toate standardele de zbor. Așa, mai știam cum fac și te duci unde ai treabă. Pentru când termin. Foarte faina cruiser față de alții care fac ore de acumulare sau care închiriază avioane. De fapt, sunt ore de acumulare pentru ele din mare parte, sunt nu? Sunt ore de acumulare pentru ele, v-aș spune, în jumătate parte. Și în altă jumătate sunt piloți care vor să zboare, care zboară în interes personal sau de business. Dacă ai o întâlnire la Cluj, avionul ăsta ajunge într-o oră și un sfert și nu stai nici pe Valea Prahovei, nici pe Valea Oltului. Cam ce gagică trebuie să fie să am întâlnire la Cluj să mă duc până acolo. Dacă ai o întâlnire de business. Așa. Bun, ce vreau să zic, să-i laud pe cei de la Cruiser, fac ore de acumulare pentru oameni, cum am fost și noi în școală, în afara României. Acum facem orari până în Muntenegru. Până în Muntenegru. Ceea ce e super mișto, pentru că mulți care termină școala au făcut numai ture de pistă și s-au plimbat în jurul aerodromului. Când zburăm, oamenii care zboară cu ei știu comunicații în engleză, știu proceduri. Evident că pregătim foarte bine pe toată lumea, pregătim ride-ul, îi pregătim și pe ei. Fiecare e gata de zbor în momentul când pleacă. Super. Suntem pregătiți să începem misiunea. Așa că cine mai are întrebarea cum putem zbura cu voi? Prin cruiser. Prin cruiser, da. Hai, am plecat la zbor. Ceau, fain, ne vedem la Craiova. Asta e avionul meu. Bogdan e înăuntru, e pregătit. Pre-flight check-ul făcut. E mai clasic. Fără un Garmin de la mare, cum ne-am învățat și cum ne place ca să avem viața ușoară, dar old school. Ne descurcăm, nu-i problemă. E primul meu zbor cu cruiser. Clear? Clear prop? Clear prop? Stai. Să știi că pot să fac și comunicații foarte bine. M-ar bucura acest lucru, că sunt leneș. Adică, eu ți-am zis, putem să facem multicru fără probleme. Hai să facem. Vederea e foarte faină în avionul ăsta. Da, e mișto că... Se vede mai bine dintr-o
oricare avion de dimensiunile lui nu se vede așa de bine. Romeo Zulu pe final la 8 mile și jumătate. La parte sus. Mai bine scos frâna aia, nu merge? 90 urmezi indicațiile. Da, trebuie să am până în 100 de noduri pentru frâna. Da. Am. Și acum cobor. Păi gata, l-ai redresat, să știi. Trebuie să interceptăm. A, de ce să interceptez? Că... tu poți să aterizezi la 100 de metri înainte de ieșire. Bun. Dar acum flapsul e pus? Da. Da, se vede ciudat, știu. Da. Am întâlnit și cu Maria într-un final. A ajuns și întârziat asta. Da, am ajuns noi ultimii. Ne-am mers și mai încet, dar partea bună că ne-am bucurat cel mai mult de peisaj. O să te bucuri de peisaj pentru următoarele 4 ore. Da, suntem în aeroport în Craiova, merge repede, facem vama. După care mergem spre Belgrad. E singurul lucru pe care îl facem repede astăzi, vama. Dar cine a făcut cu cruiserul aterizare pe ALS? El a făcut. El. Bă, ai mă licență de IRE? Încă nu, e în curs. Păi și cum faci aterizări de astea? Domnul student. And we are good to go. Avionul e pregătit. Domnul Bogdan era manșă. Se face că își calculează pe acolo chestii. E complicat rău. Ce calculezi, mă? La ce oră mănânci? Am reușit să-mi pun telefonul în suport. Așa. Și noi pe unde merge. E pilot, pilot. Ești inginer, de fapt, ce să mai... Da. Da. Cam asta e jucăria noastră. Până la Craiova a mers exemplar. Mai avem gaz? Mai avem. Oho. Exact, de vorba asta mi-e frică de ohoho. A rămas fără gaz. Așa. Băieți au început deja să decoleze. Ăla a fost primul, un pipistrel. Nu știu dacă nu cumva e ăla în care e Maria. Și mai sunt un, două, trei avioane. Hai să plecăm, că rămâne mult, fiind mici, oricum suntem cei mai lenți. Am ajuns la Belgrad acum jumătate de oră. Eu și cu Maria zburăm într-un avion care zboară puțin mai repede. Bogdan e încă în spate, dar el tot timpul a fost în spate mereu. Așa, dar acum e și la propriu și la figurat. Am fost la baie. Foarte, foarte relaxați oamenii aici cu restricțiile. În sensul că nu ne-au pus să arătăm vreun test sau ceva, fiind cru, a fost foarte simplu. Alimentăm acum avioanele și după aia mergem mai departe spre Tivat. Uite, în momentul de față se alimentează avionul. Eu cu ăsta merg. S-au alimentat 41 de litri. Bun, vreau să vă fac un status update. Tocmai ce am pornit motorul, sunt aici cu Răzvan. Cât avem de zburat? Nici m-am uitat. Avem o oră și 20 de minute. O oră și 20 de minute, foarte rapid, vezi? Asta e aviația generală, asta poți faci cu aviația generală. Uitați aici planul. Da. Jakov and Oscar Bravo Romeo. I need you to frumos. Get you're familiar with them. Și dacă dai așa, dai zoom out. Dai zoom out aici, o ca la Garmin 1000. Aici e Alfa Red. Roger, aici e Belgrado. Uite, așa frumos, vedeți? Asta este. 1-3-3, am prieteni în aerofag cu hotel. Așa. Și până să pornim motorul și să ne urcăm în avion, am avut o situație foarte interesantă, pentru că în fața noastră aici era un jet, un Bombardier Challenger 300, cred că era. Și au pornit motoarele și a trebuit să ținem de avion.
Pentru că jet blast-ul este atât de puternic de la un motor jet încât te ia pe sus cu totul și a trebuit să ținem de avion. Și mai e un domn aici în stânga noastră, un din Turcia, care li, se pare că au luat avioanele la fabrică și le duc. El își cuncă o domnișoară. Și a venit și ne-a spus că în 45 de ani de activitate de când zboară el în aviația generală nu a văzut așa ceva, dar lipsă de respect din partea unui alt capitan, nu? Ce să zic, care să nu, căreia da, să nu-i pese absolut deloc de celălalt, știi? Și noi trebuie să ținem de avion. Da, și noi trebuie să ținem de avion, eu am ținut de bord și Răzvan a ținut în spate, frumos. Așa, bun. Acum așteptăm să încălzească uleiul frumos aici. La 60 de grade putem să începem rulajul. Exact, mai avem 6 grade și după aia plecăm mai departe. Și apropo, tocmai ce l-am auzit acum 5 minute, 10 minute, cred că, pe Bogdan, care era undeva la sud de aeroport și făcea circulețe, pentru că au ajuns mai târziu și i-au băgat în hold. Și e destul de multă activitate aici la Belgrad. Și din cauza asta ei trebuie să stea să aștepte. Bun, ne vedem pe zbor, pa! După un lung zbor și aventuri și tot felul de chestii din astea, în sfârșit am aterizat. Dar de ce a fost așa lung? Am mers o oră și 20 de minute. A fost lung pentru că i-am reușit să dorm. Bă, și am încercat să ațipesc, am reușit în câteva rânduri, însă a fost extrem de turbulent și... Și după aceea, când dormeam, nu, mă mai trezea așa un pic, că dădeam cu capul da, exact sus. Asta voiam să zic și eu, că pentru mine nu a fost un somn cu adevărat. În schimb, pot să zic că foarte satisfying a fost radio, care a fost mereu pe urechi și a fost așa, ca o voce din aia care te adorme. Bogdan tot în urmă este și cred că o să ajungă cu 2 ore mai târziu din momentul în care filmăm noi chestia asta. Când am plecat noi din Belgrad, iar încă era în hold și urma să aterizeze. A aterizat exact înainte să decolăm noi. Hold înseamnă că l-a pus să intre într-o zonă de așteptare în aer. Pentru asta că aeroportul internațional de la Belgrad era destul de aglomerat. Mm-hmm. Și aparent Bogdan se vedea că avea emoții. Nu avea emoții, vă spun eu care era problema, cred că era nervos. Că am întrebat că trebuie să mai stau în hold. În hold, după 20 de minute, după ce era în hold, am mai întrebat că, na, și mai sunt încă 10 minute. Deci asta vreo jumătate de oră. Dar el e familiar cu chestia asta, că noi am stat la Iași când am avut noi vlogul nostru de lansare. Asta la Iași 40 de minute în hold pentru că acolo cineva a dat cu cupa de la excavator și a stricat sistemul de lumină. Ieșim din aeroport, mergem. Deci la cazare, încercăm să găsim ceva să băgăm la maț. Pentru că n-am mâncat nimic de azi dimineață. Da. Ora? E ora? E 5:20 local.
5.20 la tare, adică în România e 6.20, nu? Da. Da. O zi lungă, un zbor lung. Foarte, foarte mișto. Peisajul de aici, din Tivat, este deosebit la approach. Avioanele sunt parcate. Băieții au ajuns aparent înaintea noastră. Toți s-au aliniat. Dar să nu uităm că cei din urmă vor fi cei din tâi. Așa e, Octav? Credele nu au fost cu data asta am făcut poze, am rămas în urmă să facem o poză frumoasă și da. Bun. Care e aici? Cum ți s-a părut approach-ul? Peste mare și munți. Extraordinar, dar ce mă dor urechile. Superb, zic că nu. Superb, superb, dar nu te aud. Ce ai zis? Ai zis ceva? Da, voi n-aveți flapsuri? Da, dar nu merg. Merg, au, avem. Uite dracu să coboară. Oricum, foarte tare. Cred că restul au plecat deja la hotel sau nu au plecat. Așa că ne echipăm și noi, luăm bagajele. Octav este ghidul. Me hungry. Da, me hungry as well. De o bere. Cât Johnny-lor? A venit și Bogdan. Cu două ore întârziere. Așa am spus eu, că are două ore în minus. Nu e problemă. Adică nu am două ore minus, am două ore în plus, că am zburat cu două ore mai mult în soare. Păi, deci cred că o să fiu pe un duș ca un tractorist. Cartofi prăjiți. Ca un tractorist roșu. Update, da? Mergem acum, ne cazăm. Mergem la baie, că eu am o nevoie urgentă la baie. Și apoi urmează să facem extragerea pentru giveaway-ul organizat de Wings and Dreams. O să vedem cum iese. Cel mai important, cine câștigă? Da, chiar că. Cine crezi că o să câștige? Ei. Eu m-am înscris. Păi n-ai cum, că n-ai voie. Da, exact. Da. Dacă ești rudă de... Dacă ești organizatorul sau rudă de gratis, n-ai voie să organizezi. Eu sunt rudă cu mine? Da. Bun. Hai să intrăm în hotel să vedem care e situațiunea și apoi să rezolvăm problema. Care e problema? Nu există probleme. Există doar situații. Zis. Nu există situații, există probleme. Hai să intrăm. Aici? Da. Mamă, dar arată mișto. Și după aia... Vă ține la curent. Bem o bere, bem un vin. Nu, numerea, cum zicea Cezar, că ce facem? A citit. Deci da. Merge să citim. Da, știam și-o de treaba asta cu citit, dar eu știam că citești pe whisky, nu pe vin. Hai, pa! Pa, pa!